Premierul slovac Robert Fico a fost externat. Acesta anunță că nu va lua măsuri în justiție împotriva atacatorului. El a ținut un discurs video după ieșirea sa din spital. Ce spune premierul, ne povestește Ramona Sârbu, editor Alev News. Bine te-am găsit, Ramona! Bună dimineața, Alex! Bine te-am găsit! Așadar, care sunt declarațiile lui Fico? În mesajul video postat pe Facebook, Fico spune că nu crede că tentativa de asasinat asupra lui a fost doar o acțiune a unui nebun singuratic și l-a descris pe acesta drept un activist al opoziției. Totuși, premierul slovac spune că îl iartă și nu va începe o acțiune judiciară contra suspectului care este în prezent arestat. Cu toate acestea, el atacă opoziția în același timp și alte persoane adiacente și spunând, și citez, la urma urmei este evident că el a fost doar un mesager al răului și al urii politice. A promis totuși premierul slovac că se va întoarce la muncă la sfârșitul lunii iunie sau la începutul lunii iulie. Îți amintesc, premierul în vârstă de 59 de ani a fost împușcat pe 15 mai în timp ce ieșea de la o ședință de guvern desfășurată. Un individ înarmat și aflat într-un grup de oameni spre care s-a îndreptat Fico a tras 5 gloanțe către acesta, dintre care 4 l-au nimerit. Ramona, îți mulțumesc pentru informații.